Romexpo, una dintre clădirile simbol ale capitalei, va deveni centru pentru refugiați în urma unui protocol semnat de primăria capitalei cu Camera de Comerț și Industrie a României. Numai puțin de 3.000 de oameni vor putea fi găzduiți la Romexpo. În pavilionul central sunt în curs de amenajare 2000 de paturi cu separații, cu absolut tot ce trebuie, cu locuri de luat masa. Din câte am înțeles, zona va fi un buffer, adică va fi pentru cei care vor sta cam 3 zile în această locație, urmând ca după 3 zile de stat la Romexpo să fie relocați. Președintele CCIR a anunțat că așteaptă donații la Romexpo, în special pături, perne sau saltele. Avem și un spațiu amenajat proaspăt cu mașini de spălat și uscătoare, astfel încât să aibă și aceste condiții de igienă, de spălat, îmbrăcăminte și lenjerie. Pavilionul central al Romexpo a fost oferit cu titlu gratuit primăriei capitalei și a fost dotat cu 200 de mese, 1500 de scaune și 2000 de paturi de campanie. Potrivit protocolului de colaborare, utilitățile vor fi plătite de Primăria Generală. Primăria se obligă să asigure resursa umană și logistică pentru activitatea de coordonare, organizare și primire a refugiaților. Protocolul este valabil pentru 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii printr-un act adițional.